Conform datelor Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură Suceava, din totalul de 2.339 de cereri, doar 7 sunt pentru exploatații din producția animalieră, restul fiind în sectorul vegetal. Pentru a încasa ajutorul financiar, fermierii trebuie să fie acreditați ca producători ecologici, să-și ia angajamentul că nu vor renunța la agricultura eco timp de minimum 5 ani și să nu aibă datorii la bugetul de stat. Acest ajutor specific s-a acordat atât pentru exploatațiile vegetale, cât și pentru cele din producția animalieră, care sunt înscrise în sistemul de agricultură ecologică sau care se află în perioada de trecere de la agricultura convențională la agricultura ecologică. Dacă anul trecut, în 2010, au fost depuse la nivelul centrului județean Apia Suceava un număr de 514 cereri pentru agricultură ecologică, în acest an numărul lor este de 2.339 de cereri. Cât privește valoarea acestui ajutor financiar, sunt prevăzute sume și pentru fermierii mici. De exemplu, cine cultivă în sistem ecologic o suprafață de până în 5 hectare de teren, primește o plată complementară de 1.500 de euro, în timp ce crescătorii de bovine sau ovine, care au până în 20 de capete, au dreptul la 800, respectiv 500 de euro. Acest sector a cunoscut o dezvoltare vizibilă în ultima perioadă în județul Suceava, fapt care se petrece pe fondul interesului în creștere pentru produsele ecologice. Este un fapt îmbucurător, care ne duce cu gândul la faptul că fermierii din județ sunt preocupați de agricultura ecologică, sunt preocupați să obțină produse ecologice care sunt din ce în ce mai căutate pe piața internă și internațională.